Președintele Consiliului Județean Neamț Emil Iarcan a convocat în baza prevederilor legii 215 a alegerilor locale ultima ședință de Consiliu Județean pentru marți 26 aprilie la Piatra Neamț, începând cu orele 14 în sala de ședințe Ion Creangă. Pe ordinea de zi a uneia dintre ultimele întâlniri ale aleșilor în județeni se află numai puțin de 32 de proiecte de hotărâre. Primul proiect se referă la validarea unei persoane ca membru al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț. Cel de-al doilea proiect supus dezbaterii are în vedere modificarea hotărârii Consiliului Județean Neamț 1001 din 2004 privind organizarea Comisiei de Protecție a Copilului Neamț. Aleșii sunt chemați să aprobe și participarea la cursuri de formare a membrilor Comisiei pentru Protecția Copilului Neamț. Cel de-al patrulea proiect de hotărâre se referă la încheierea unui parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Proiectul numărul 5 are în vedere acordarea drepturilor aferente copiilor, elevilor, tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă. Următorul proiect supus dezbaterii publice va avea în vedere unele măsuri referitoare la organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Cel de-al șaptelea proiect de hotărâre are în vedere emiterea acordului pentru închirierea unor bunuri din domeniul public al județului Neamț. Consilierii județeni sunt chemați să aprobe o solicitare de transmitere a unor terenuri în proprietatea județului. Consiliul Județean va trebui să preia în administrare o serie de tronsoane de drumuri județene și să aprobe o serie de măsuri pentru utilizarea unor măsuri de siguranță a drumurilor județene. Un alt proiect de hotărâre se referă la închiderea circulației publice pe un tronson de drum județean. Aleșii județeni sunt solicitați să rezolve atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic județean. Proiectul numărul 13 se referă la modificarea statutului de funcție al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și modificarea statutului de funcție al Serviciului Public Salvamont. După dispariția prematură a directorului Gheorghe Dumitroaia de la Complexul Muzeal Județean, consilierii vor trebui să numească un manager interimar la această unitate aflată în subordinea Consiliului. Tot actualului legislativ județean îi revine și hotărârea de modificare a statutului de funcție al aparatului de specialitate al Bibliotecii Județene. Printr-un alt proiect de hotărâre se modifică și organigrama și statul de funcții de la Spitalul Județean de Urgență Neamț. Prin proiectul numărul 18 se cere aleșilor județeni să modifice statul de funcții al Centrului de Îngrijire și Asistență Socială de la Oșlobeni. Consiliul Județean sunt chemați să aprobe o asociere a revistei Timpul din Iași și Legislativul Nemțean în vederea realizării unei acțiuni de interes public. Tot de o asociere este vorba și în cazul Comunei Doljești, unde în această lună vor veni 400 de tineri catolici din județele Moldovei. Alta asociere se va realiza între Consiliul Județean Neamț și Clubul Ecvestru Neamț în vederea realizării unor competiții sportive la Piatra Neamț. Consiliul Județean vor aproba o asociere și cu prestigiosul Colegiul Național Petru Rareș în vederea realizării unui proiect de interes public. Interesant de văzut dacă ultimele întruniri ale actualului legislativ se vor desfășura tot sub spectrul războiului electoral sau cei care au fost desemnați de cetățeni să le reprezinte interesele își vor strânge colegial mâna după 4 ani de conlucrare cu bune și cu rele.